Catedrala romano-catolică din Oradea a fost neîncăpătoare pentru credincioșii care au venit la slujbă. Itt nagyvállaló, különös tisztelet övezi őt, hiszen ő volt az egyházmegye megalapítója. Sfântul Ladislau, ziditor al credinței creștine pe aceste meleagă. Ne amintim astăzi de canonizarea lui, care a avut loc aici în Oradea cu 825 de ani în urmă. La ceremonie au fost prezenți episcopi și oficialități din România și Ungaria, printre care vicepremierul Ungariei Zsolt Semmelien și președintele UDMR Kelemen Hunor. És azokat az alapokat, amelyeket Szent István vetett meg, azokat Szent László erősítette meg, és ezekre a fundamentumokra ő építette fel a falakat. Ők építették fel a magyar nemzet katedrálisát, a kereszténység sziklafundamentumát. Slujba din Catedrala Romano-Catolică a fost urmată de o procesiune până la cetatea Oradea, loc în care credincioșii s-au închinat relicvei Sfântului Ladislau. Am venit pentru, în special pentru Sfântul Ladislau, care acum îl sărbătorim, și bineînțeles pentru mine, pentru sufletul meu. Aș vrea, próbáljunk megállni. Két lábon. Egyik lábunk a nemzetünk, másik a kereszténységünk. După terminarea slujbei, relicva Sfântului Ladislau s-a întors la Győr în Ungaria.